În perioada 14-17 octombrie, la nivel național, polițiștii au intensificat acțiunile de informare, prevenire și combatere a răspândirii pandemiei de COVID-19. Astfel, în această perioadă au fost organizate peste 2200 de acțiuni în teren, în special în locuri aglomerate, la agenții economici și în mijloacele de transport în comun, polițiștii acționând împreună cu reprezentanții altor instituții abilitate din domeniu. În județul Hunedoara au avut loc acțiuni de control la 91 de societăți comerciale și pe 64 de mijloace de transport persoane, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale. Forțele de ordine, vorbim despre polițiștii, jandarmii, dar și angajații inspectoratului pentru situații de urgență, au intensificat acțiunile și controlele în zonele mai aglomerate, în zonele centrelor comerciale, societății din domeniul Horeca sau în mijloacele de transport în comun pentru a verifica respectarea prevederilor privind prevenirea răspândirii noului tip de coronavirus. În urma acestor controle au fost aplicate și 6 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea diferitelor măsuri de prevenție în acest domeniu, însă scopul forțelor de ordine nu este acela de a aplica sancțiuni contravenționale, ci de a responsabiliza pe cetățeni și a-i face să înțeleagă necesitatea și obligativitatea respectării acestor norme igienico-sanitare. Cuantumul sancțiunilor contravenționale aplicate în județul Hunedoara a fost mic, de doar 2.000 de lei, în vreme ce la nivel național acesta a fost de peste 1,5 milioane de lei. Astfel de acțiuni vor fi derulate și în perioada următoare, iar polițiștii hunedoreni recomandă cetățenilor să respecte prevederile legale pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, să poarte masca de protecție, să păstreze distanțarea fizică și să respecte interdicțiile privind deplasarea sau libera circulație. În continuare vom desfășura astfel de controle cu caracter preventiv și le recomandăm totodată cetățenilor să respecte distanțarea, să poarte masca de protecție și să respecte și celelalte norme, inclusiv cele privind interdicția de circulație pe timp de noapte, acolo unde, bineînțeles, incidența noului tip de coronavirus în privința numărului de infectări este una crescută. În urma acestor acțiuni, în județul Hunedoara nu a fost constatată nicio faptă de natură penală în legătură cu pandemia de COVID-19, la nivel național, înregistrându-se însă 6 astfel de infracțiuni.